actualitate, social, reportaje și interviuri, transmisiuni live, politic. Când vrei să știi, Călăraș Press. Evenimentul va avea loc în data de 4 iunie. Continuăm o tradiție care am început acum 3 ani și am întrerupt-o pe perioada pandemiei în anul 2020, pentru că nu au fost aprobate evenimentele la acea vreme. Suntem un grup de prieteni iubitori de animale, în special și această rasă de cai, rase de cai, de fapt, că vor fi mai multe. Ne place, avem foarte mulți prieteni care vor participa și aici fac referire la județe din țară, cum ar fi Deva, un județ mai îndepărtat, Târgu Mureș, din Vaslui. Niciodată nu s-a perceput niciun fel de taxă la intrare, o facem din plăcere, vrem să ducem tradiția care din... Ce am înțeles eu și m-am informat, e veche de 3.000 de ani, undeva s-a pierdut, să zic așa, tradiția pe perioada comunismului și la noi în zonă chiar sunt deținători de cai, iubitori de cai. La prima ediție am fost puțin sceptici pentru că nu știam cum o să decurgă lucrurile, dar ne-a făcut să ne ambiționăm și mai tare la următoarea ediție pentru că am văzut foarte mulți doritori, foarte mulți vizitatori care pe noi ne-au surprins plăcut. Vor fi atelaje, vor fi și cai autohtoni, adică nu facem diferență între rasele valoroase. Vor fi și cai autohtoni, cai cu care oamenii au muncit și muncesc în continuare pământul, pentru că să știți că încă se mai muncește cu calul în agricultura românească și asta nu mi se pare un lucru rău. Poliția animalelor va fi prezentă cum a fost și anul trecut. Iubitorii de cai niciodată nu vor fi răi, să zic așa, cu animale pe care le dețin. Nu există maltratare animalelor, nu există nimic ce se mai vede pe la televizor sau prin unele reportaje că au fost maltratați cai, iar cazuri izolate. Cine deține un animal în ziua de azi, să știți că costurile sunt foarte mari pentru deținerea unui cabalin. Pot să spun că e mult mai costisitor decât de a ține o vacă, să zic așa, care de la aia mai primești un lapte, mai faci o brânză, mai... Deci de aici nu se câștigă nimic, doar plăcere. Actualitate, social, reportaje și interviuri, transmisiuni live, politic. Când vrei să știi, Călăraș Press.